Academia Europeană de Științe și Arte are membri în 70 de state. Ceremonialul de primire a început cu intonarea Gaudiamusului și s-a desfășurat în limba latină. Noii membri ai Academiei trebuie să aibă recomandarea a 3 personalități europene. Această Academie este preocupată de problemele vitale ale omenirii din momentul respectiv. Acum este vorba despre noua Europa. Președintele acestui forum este un celebru chirurg al inimii, profesorul Felix Unger, și multe dintre aceste sesiuni au fost dedicate problemelor din sănătate sau problemelor din cultură. În fiecare an este altceva. Acum ei ne solicită tuturor membrilor părerea despre viitorul Europei. Vor fi 3 seminarii mari în Berlin, în Viena și cred că la Zurich al treilea. Este o academie vie și pe mine ce m-a impresionat este că a fost printre altele faptul că s-a terminat cu, ca de obicei, cu imnul Europei, cu Oda Bucuriei a lui Beethoven, cântată de un chinez. 3 arădeni sunt membri ai Academiei Europene de Științe și Arte, acum Gheorghe Schwarz și Aurel Ardelean și fiica acestuia, Coralia Cotoraci. Anul acesta am avut onoarea să fiu primit în Academia Europeană și pot să spun că ceremonia este deosebit de simplă și deosebit de frumoasă, în sensul că se vorbește în limba latină. Începe cu Gaudiamus, au fost primiți un număr destul de mare de noi membri, majoritatea profesori universitari, dar au fost și câțiva miniștri, au fost și câțiva înalți prelați și oameni de știință, cercetători. Pot să spun că din România am mai fost primit la aceeași sesiune și unicul deocamdată nostru astronaut, Prunaru. Scriitor, profesor universitar, fost diplomat, Gheorghe Schwarz este una dintre personalitățile culturale cele mai remarcabile ale Aradului. Membru în Consiliul de Conducere al Uniunii Scriitorilor, distins de 2 ori cu Marele Premiu Național pentru Proză, coordonator al Institutului Cultural Român din vestul țării, în mandatul lui Andrei Marga, Gheorghe Schwarz se bucură de apreciere la nivel național, dar și european.